Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Extrem TV. Vă invit să încheiem săptămâna cu o trecere în revista principalelor subiecte din asigurări de pe unuasig.ro. Brokerii de asigurări din România au intermediat în primele trei luni din 2015 prime în valoare totală de aproape 1,29 de miliarde de lei, circa 97% dintre acestea fiind pe segmentul asigurărilor generale, se arată în raportul trimestrial publicat de ASF. Egon a lansat la începutul lunii platforma de self-service Egon Nonstop, destinată clienților săi. Accesând www.egonnonstop.ro, clienții Egon România pot afla în timp real ce se întâmplă cu banii lor. Chiar dacă în ultimii ani producția agricolă a crescut, în special datorită tehnologizării fermierilor, s-a observat o schimbare a climei în România, astfel încât fenomenele meteo au ieșit din tiparele statisticilor ca severitate și zonă de producere. Astfel, pe lângă efectele directe asupra culturilor, a existat și o influență directă asupra segmentului de asigurări agricole, a declarat Bogdan Pârvu, director general FATA Asigurări, în cadrul emisiunii Ora de Risc difuzate de Radio France International. Astra Asigurări, companie aflată în administrare specială, scoate la vânzare aproape 160 de milioane de acțiuni, dorind să atragă circa 425 de milioane de lei, sumă care va contribui la majorarea capitalului social. Între timp însă, ASF a impus noi restricții pentru compania aflată în procedură de redresare financiară în scopul îmbunătățirii indicatorilor financiari și apărării asiguraților. Astfel, Astra trebuie să reducă la jumătate volumul de prime brute subscrise în următoarele 6 luni. Acționarii companiilor de asigurări, dar și sumele cu care aceștia participă la capitalul social al acestora vor fi supuse unei evaluări mai stricte, conform unui proiect de normă supus dezbaterii publice de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acestea au fost principalele știri ale săptămânii la Extrem TV. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă urez un weekend minunat. Luni vă dă întâlnire colega mea, Camelia.